Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților are luat astăzi dezbaterea celor aproximativ 1000 de amendamente la proiectul legii educației. Până acum au fost adoptate o serie de măsuri din cele 790 propuse de PSD privind dezvoltarea învățământului tehnologic dual și a liceelor agricole și silvice, sprijinirea copiilor români din afara granițelor țării, sănătatea elevilor, inclusiv prevenția prin înființarea mai multor cabinete medicale în școli, precum și a cabinetelor stomatologice în unitățile de învățământ. La propunerea PSD s-a introdus obligativitatea înființării unui cabinet medical și a unui cabinet stomatologic în unitățile de învățământ, iar învățământul din penitenciare a fost mai bine reglementat. În acest sens, va fi demarat un program care să vină în sprijinul acestor persoane prin implicarea Ministerului Educației, a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, a Ministerului Justiției, dar și a Mediului de Afaceri. Câteva aspecte pentru școala din penitenciar, pentru că acești copii, în momentul în care finalizează o pedeapsă, nu beneficiau de cursuri de inserție sau reinserție pe piața muncii, pe partea de școala din spital. De asemenea, am mai propus colegiile pedagogice, da, foarte mult ca și învățătorii, să fie încurajați să participe la cursurile unui liceu pedagogic și să aibă posibilitatea să se titularizeze în momentul în care își fac și studiile superioare. Mai multe cabinete medicale și cabinete stomatologice în școli și aici încurajăm și pe medici apoi să intre pe anumite componente, module în cadrul unei materii care să fie multidisciplinară pe partea de prevenție, unde să fie și educație pentru sănătate. Potrivit deputatului Natalia Intotero, președintele Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților, lucrările vor continua în perioada următoare cu dorința de a avea legi care să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor și tinerilor ca viitori adulți.